date sfatul țării la 27 martie 1918. În numele poporului Basarabiei, sfatul țării declară: Republica Democratică Moldovenească, Basarabia, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna, se unește cu mama sa, România. Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururea și întotdeauna! Suntem oameni. Rezultatul acțiunilor noastre, oricare ar fi ele, se răsfrânge tot asupra noastră. Tot oamenii se bucură sau trag de pe urma unui cuvânt sau gest. Hotărârea de a ne lua destinul în propriile mâini e la fel de omenească ca și orice altceva ce ar face un om. Lupta pentru neam, păstrarea identității naționale, conservarea valorilor istorice, niște lucruri atât de mari pentru care trebuie făcut atât de puțin. Un cuvânt bun, un gest potrivit, un grup de oameni adecvat. Și să nu uităm un suflet de om. În 1918, Basarabia a fost prima care a întreprins unirea cu mama țară, România. Atunci s-a făcut primul pas care a declanșat Marea Unire de la 1 decembrie. Unire făcută tot de oameni. Pentru câțiva ani, România a fost întreagă. Întreg a fost și sufletul de român de pe ambele maluri ale Prutului. În anul 2008, această dată este sărbătorită în toată lumea, de cei cărora nu le este străin cuvântul de dor și neam. La 90 de ani de la unire, istoria nu a fost de partea noastră. Suntem astăzi același neam, același popor, cu aceeași limbă, dar cu destine diferite. Și ajungem astăzi să credem, dar cel mai mult să înțelegem că destinele noastre sunt în mâinile altor oameni. Oare? Ce ne unește? Ce ne desparte? Istoria? Limba? Cultura? Prutul? Poate oamenii.